Mai mulți arbori au căzut peste cabluri de curent și autoturisme, iar acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt în deva Vulcan și Câmpul lui Neag. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru a elimina efectele produse de rafalele puternice de vânt. Vă reamintim faptul că județul Hunedoara se află sub avertizare meteorologică, cod portocaliu, până în această seară la orele 22. În zona montană înaltă, vântul va sufla tare, cu rafale de peste 110 km la oră. În urma manifestării vântului puternic, în ultimele ore, pompierii hunedoreni au fost solicitați să intervină în Deva, pe strada Moților, unde un arbore a căzut peste cablurile de curent electric, iar în localitatea Câmpului Neag, un brad a căzut și a rupt firele de curent electric. În localitatea Vulcan, un arbore s-a prăbușit peste un autoturism parcat în vecinătatea unui parc. De asemenea, în localitatea Lupeni, bucăți din acoperișul unui bloc dislocate de rafalele de vânt au căzut peste acoperișul unui alt bloc din apropiere. În acest caz, pompierii au intervenit cu două auto speciale, autoscara mecanică și o auto specială de primă intervenție și comandă. Din fericire, potrivit pompierilor hunedoreni, nu au fost raportate victime.